Gică a fost un armăsar negru născut din iapa Tanța, iapă pur sânge englezesc, și armăsarul Tache, un fustangiu neaoș și rămas abandonat de la tribul țiganilor zlătari ce își petrecuseră toamna în marginea izlazului nostru comunal. Tata l-a primit în brațe pe Gică de la fătare și s-a ocupat de educația lui în primii 3 ani de viață. Gică devenise un fel de model, știa trapul continuat, apăsat, galopul galant, îngenunchiatul pentru prins șeaua, știa să-și fluture coama, ori de câte ori îl auzea pe tata vorbind, devenise armăsarul după care mai toți vecinii și consătenii mei întorceau capul dorindu-și-l partener pentru iepele din ogradă. Începuse deja să se facă un fel de liniște de așteptare. Gică își începuse drumul glorios de cal minune, iar tata îl îmbrăcase în cele mai elegante harnașamente ce s-au văzut vreodată prin aceste locuri. Să vă mai spun câtă mândrie, câtă fală și câtă dragoste se abătuse asupra familiei noastre. Când tata l-a pus prima zi la șaretă, Gică a făcut un gest de o eleganță rară. S-a așezat în genunchi, l-a privit pe tata drept în ochi, preț de câteva minute, a fluturat din cap a nemulțumire și a umflat nările cu toată forța și a anechezat de parcă atunci a văzut pentru prima dată lumina zilei. Tata a înțeles imediat durerea lui Gică, l-a desămat și l-a sărutat așa cum numai pe noi, copiii, ne săruta atunci când era mulțumit de comportamentul nostru. Din acel moment, Gică n-a mai fost niciodată prins între hulubele vreunei căruțe ori la gulura vreunei șarete. Anul 1961, primăvara, a venit peste noi cu blestemul bolșevizării satelor românești. Ori te spânzuri, ori te neci, ori la colectiv te treci. Era sloganul care se auzea peste tot în sat, la biserică, la școală, la primărie, la sfatul popular, la căminul cultural, la poștă, la miliție. În casa noastră, casă liniștită oarecum până la acest nefericit eveniment, primul care ne-a adus vestea și sloganul de mai sus a fost Mitică Țiganul. Unul dintre sutele de țigani nășiți de bunicul meu fost primar un sfert de veac în comună. Am uitat să vă spun că mai toate comunele din Sud au fost pricopsite de comuniști cu primari țigani, niște analfabeți aparent cu minți, cu trecut dubios, dar bun de bătaie în caz că cineva se opunea deciziei partidului de a intra în colectiv. Când Mitică Țiganul a intrat în curtea noastră, adică tovarășul primar, tata l-a oprit politicos la prispa casei și l-a întrebat scurt. Ce cauți, mă, tu, în curtea mea? Te-am chemat eu? Te-a chemat soția mea? Te-a trimis cineva și a uitat să-mi ceară voie? Țiganul i-a răspuns tatei pe cel mai liniștit ton din lume. Partidul, bre, na, badiu, partidul m-a trimis. Și dacă tălică vrei să oprești partidul să-mi facă datoria, răspunzi. Eu nu mai sunt Mitică Țiganul, finul lui Tălică. Acum sunt Mitică Primarul. Și n-am venit pentru Tălică, că te știu. Am venit pentru Gică. Pentru Gică? A întrebat tata ușor încruntat. Da, nebădu, pentru Gică. Îl vrea partidul, vrei? Îl vrea la șareta mea. Știi și Tălică că noi ducem toți cai la abator. Ne vin tractoare din Uniune. Nu mai putem sta la coada calului și ar fi păcat ca Gică să meargă la abator. Sigur, dacă vrei și Tălică să ne înțelegem așa ca oamenii, altfel... Așa? Altfel ce, mă, Mitică? Păi așa cum au zis, și îl luăm pe Gică și îl trimitem la abator. Nu să ne facem de râsul lumii tocmai acum la sfârșit de colectivizare. Că numai Tălică și câțiva ați mai rămas în afara lumii, nu? S-a trecut toată lumea la colectiv. S-a trecut. Tălică, ce vrei? Să-mi ceară mie partidul vot de blam? Să mă creează partidul prost? Păi asta vrei?
Tocmai crezi că vin nenorociți aia de americani să te salveze? Tu nu vrei, nu vrei tălică să înțelegi că vremea cheaburilor s-a dat dreacului și acum este vremea noastră? Vremea voastră, mă, mitică? Vrei să zici că a venit vremea țiganilor? Bre, nene, Badiu, ai noroc că te știu, bre, de mult, dar pentru vorbele astea partidul te legă, fedelești, bre, dacă te spun. Ai dreptate, dar este vremea voastră, numai că eu pe Gică nu pot să-l dau. Mi-a căzut în genunchi și m-a rugat să nu-l pun la căruță și nici la șaretă. Nu știe să treacă, nu știe să stea în ham, nu știe să meargă alături de alți cai. Știi foarte bine că îl folosesc numai primăvara la călărie să văd cum îmi merg recoltele. Gică nu este un cal normal. Dacă vrei tu să înțelegi, mămitică, păi nici tălică neabadu nu ești tocmai normal. Păi dacă tot vorbim, dar partidul are nevoie de Gică și trebuie să ni-l dă altfel. Da, știu, abatur, zise la fel de calm mitică țiganul și se retrasă spre poartă. Șopti mai mult pentru el. Mâine vin să-l iau pe Gică. Vin cu milițeanul. O să-l fac eu să tragă la șareta partidului. A urmat o noapte albă pentru tata. Tot noapte albă am făcut și eu. Auzisem vorbele țiganului și vreau să știu ce gândește tata. L-am întrebat cu sfială. Ce faci? Îl dai pe Gică? O să vedem. Du-te la culcare. A doua zi, mitică țiganul s-a ținut de cuvânt. A venit cu milițianul cosac. Un munte de om era milițianul cosac, vorbea rar și scuipa mereu printre dinți. Ca să intre șapca pe cap, o spărsese undeva la spate, așa, un fel de crestuș. M-am apropiat de tata, de țigan și de milițian. Bună, Badiu! Am venit să luăm pe Gică, a zis scurt milițianul. Între timp, a scuipat de 50 de ori printre dinți, și l-a prins pe tata de încheietura mâinii drepte. O să-l învățăm cu munca, nene Badiu, o să-l punem la șareta partidului, a spus imediat și mitică țiganul. Eu priveam supus mișcările tatei și cu frică imensă gestul milițianului. Așteptam răspunsul tatei. Veni după un târziu. Păi dacă nu se poate altfel, zise tata, eu am să-l duc personal la abator, mămitică. Asta am să fac. Îl duc la abator și las partidul să-și aducă tractoarele de care mi-ai vorbit. Nu să mă opun voinței partidului. Tărică, glumești cu partidul, bre? Păi nu înțelegi că noi vrem calul ăsta la șareta partidului. Mai dă-l dracu de căl, că nu-l fi om să-ți iei așa de mult la el. Nu-i ajunge cât a domnit-o. Îl pun la șaretă, nu la plug. Glasul țiganului devenise agresiv. Palmele milițianului se încordaseră pe mâna tatei. Dacă noi vrem să luăm calul ăsta, o să luăm, bre, zise imediat și milițianul cosac. E cal frumos, îl vrea toașul președinte. Iar dacă te opui, o să te luăm și pe tine. Asta e. Fă ce vrei, da. Hai, repede, că n-avem timp. Tata n-a spus o vorbă. Alături în grajdii, Gică bătea din copite, așa cum făcea mai mereu, când vroia să iasă la plimbare. E un cal, vedeai, dreacu, încolo. N-o să ne certăm noi acolo pentru un amăr de cal, mai zise primarul țigan. Și nu s-o ducă rău. Trage la șareta noastră, vrei. O să fie fala primăriei, zise și milițianul cosac. Da, îl duc la abator. Asta am să fac. E dreptul meu să respect porunca partidului și vreau să-l duc la abator, mai zise tata și retrase mâna din strânsoare. Mâine am să-l duc la Pitești. Îl predau personal la abator. E dreptul nostru să ne supunem voinții partidului. Asta am să fac. Am rămas uimit. La fel au rămas și țiganul și milițianul. Hai, bre, nene Badiu, chiar râzi de noi? Pe ăsta e cal de abator? Păi ce? Eu sunt om de colectivă mitică.
Dacă asta vrea partidul, de ce să nu-l ascultăm? Bine vrei, faci cum vrei. Dar să știi că mâine pleci cu el la abator. Dacă așa vrei, tărică, asta e. Eu voiam să-l țin pe cică la șareta noastră. E păcat de el. Zău. Ziua următoare era într-o vinere. N-am să uit niciodată. Tata m-a sculat de dimineață, ne-a trezit pe toți și ne-a trimis în grajd să-l sărutăm pe Gică. Fratele meu, Nelu, a început să plângă. Eu i-am luat botul în palme, așa cum făcea tata, și l-am pupat pe buza de jos, pe frunte și pe urechi. Mama n-a vrut să intre în grajd. S-a așezat în genunchi în pragul casei și s-a închinat cu cruce mare și a început să spună Tatăl nostru. Când am terminat cu pupăturile, tata a scos șaua din tindă, a pus-o liniștit pe Gică, i-a adus găleata cu apă, l-a bușumat ușor pe greabăn și l-a scos în curte. Atunci am văzut cum Gică se așează din nou în genunchi, așa cum o mai făcuse odată de mult, și ne-a privit pe toți cu același interes cu care ne privea tata seara la culcare. Parcă ne-a numărat. Parcă ne spunea ceva șoptit printre buzele lui mari și negre. Eu aveam deja impresia că spune aceeași rugăciune ca și mama. Se ridicase soarele până la capătul gardului nostru când tata a încălecat pe Gică și a plecat la Pitești, spre Pitești. Știam toți pentru ce se duce tata cu Gică la Pitești. Am așteptat 3 zile să vină de la abator. 3 zile și 3 nopți, mama nu s-a mișcat de lângă icoana din odaie. Dimineața de vreme, în cea de-a 4-a zi, a venit și tata acasă. Avea pe umeri șaua lui Gică și căpăstru țintat unguresc. S-a dus în grajd și n-a ieșit de acolo decât seara târziu la insistențele mamei. Avea chipul liniștit și numai ochii îi jucau ușor în umezeala unui început de lacrimă. N-a spus nimic. O tăcere spartă doar de cântecul greierilor ne-a acoperit pe toți ei casei, curtea și chiar casa, așa mare cum era, și frasinul din mijlocul curții și șoseaua care trecea pe la poarta noastră. Era o liniște pe care niciodată în viața mea n-am mai simțit-o. Târziu, târziu de tot, când luna lumina ca felinarul toată curtea, tata a spus doar atât. Gata. Asta a fost. Să mergem cu Dumnezeu înainte. Și așa am mers cu Dumnezeu înainte aproape 20 de ani, până când într-o zi de septembrie mama m-a chemat acasă. Din glasul mamei am simțit că timpul tatălui meu s-a sfârșit. Numai de tine întreabă. Vino imediat cum poți, cu cine poți, vrea să spună ceva și numai ție vrea să spună. A mai zis mama cu glasul pierdut. Nu știu cum am ajuns acasă, dar știu că în câteva zeci de minute eram deja cu trupul firav aproape mort al tatălui meu în brațe. Când i-am dat ultima picătură de apă, mi-a luat capul în palme, așa cum îl lua și lui Gică, și mi-a șoptit cu durerea unică a despărțirii. Să știi, Gică, să știi că pe Gică nu l-am dus la abator. L-am terminat eu în pădurea de la Oarja. Am vrut să termin tot atunci și cu mine, dar erați voi. Asta vreau să știi. Nu l-am vrut pe Gică slugă la țigani, nu l-am vrut slugă la nimeni, pentru că e al nostru și noi n-am fost niciodată slugi. O să-i povestesc și lui cât de curând de ce l-am înjunghiat. Și o să mă ierte. Îți spun ție că tu știi cum a fost și trebuie să mă ierți și pe toți, vă rog, să mă iertați.